Vești proaste pentru buzoieni racordați la sistemul centralizat de încălzire. Aceștia au rămas fără apă caldă la robinete în plină perioadă caniculară. Marți după amiază, furnizarea serviciului a fost sistată și circa 6.400 de familii din municipiu au rămas fără apă caldă în condițiile în care temperaturile din aceste zile au depășit și 35 de grade Celsius. În această situație s-a ajuns din cauza conflictului dintre Regia Autonomă Municipală și Ecogen Energy, societatea care furniza agent termic. Conducerea Ecogen anunțase luni că va continua să furnizeze apă caldă populației până pe 26 august, dată care fusese avansată de regia de termoficare ca termen pentru punerea în funcțiune a unui sistem alternativ. Însă, producătorul de energie termică a închis robinetul. Noi sperăm până pe 26, așa cum s-a promis, să fie, să se reia furnizarea apei calde în tot orașul. Despre asta este vorba. Deci, în cadrul promisiunilor care s-au făcut. Pentru că în momentul ăsta, chiar dacă nu ne opreau ei, trebuia opri sistemul, golit, branșat nou sistem. Deci, practic, s-a reproiectat și refăcut un nou sistem de încălzire centrală în Buzău, cu aceste microceturi. Primarul Constantin Toma speră ca pe 26 august noul sistem de termoficare din municipiul Buzău să devină funcțional și astfel buzoienii să beneficieze din nou de apă caldă. Totodată, noua rețea va asigura și căldura în apartamentele buzoienilor la iarnă. În același timp se dau asigurări că școlile și grădinițele din municipiu nu vor avea de suferit pentru că deja se lucrează la montarea centralelor termice. Rog pe buzoieni să înțeleagă situația. Și dacă câteva zile nu vor avea apă caldă, îmi cer scuze încă o dată, dar avem garanția că vom avea apă caldă și căldură la iarnă, avem garanția că vom avea căldură pentru toate școlile, grădinițele și creșele din Buzău. Este un lucru foarte important, ați văzut ce s-a întâmplat pe 2 aprilie anul ăsta, iar eu ca primar și primăria ca instituție nu poate să răspundă unui act de șantaj. Reamintim că pe 2 aprilie Ecogen a decis să sisteze furnizarea serviciului termic către Rambuzău, moment în care buzoienii racordați la sistemul centralizat au rămas fără căldură în apartamente, la fel și școlile și grădinițele din oraș.